ce l-ați oprit? N-avea garou în trusa de prim ajutor. Nu v-am zis ieri că am gastrită. Ce mândru ești, bă. Bă, ce bine stă uniforma asta. Ascultă-mă bine, la femeie le plac bărbații uniforme. Eu când am intrat în poliție, moară mama mea, 3 zile n-am scos carnele astea de mine. Mare succes să dea la femeie. Succesul l-am înregistrat deja. O, să nu știu că e nevastă acasă. Logodnică. Dumneavoastră? Însurat? Divorțat. Îmi pare rău. N-are de ce. Probul la voi acolo. E soare. Auzi, bă, Vigile, așa tânăr și logodit, bă, tu o iubești. Da. Bravo. Cam de vreme dacă se mă întreb pe mine, ce să-i faci? Măi, ce să-i faci? Nuntă? Noi am vrea acum, în vară. Dar să vedem cum stăm cu banii. Sau când a venit copilul. Eu să mai gândești, bă, ești încă tânăr. Ia uși ce spune Minut. Căsătoria e o chestie grea, un contact de lungă durată. Printre femei trebuie să te strecori ca un univers de brață, cât poți de mult. Cum adică? Ca un șarpe, bă, ca un șarpe, ca fel. Femeile fac pantofi, fac geni din tine, ce mai mare acolo? Șarpele e vertebrată. Unde ai văzut tu, bă, șarpe cu coastă, cu coloană ruptă? Ce mai mare acolo, e nevertebrată. Păi, coaste n-are, dar coloană vertebrală are. Băi, n-ai, șarpele nevertebrată sau vertebrată, bă? Nu derutați organul. Ce dracu, bă, unde vezi tu șarpe cu coloana ruptă?
facem, că nu avem client aici. Recepționat. Repetați, vă rog. Recepționat. Zi repede că intră frigul. Agent de poliție Virgil Dumitru. Actele dumneavoastră. Talonul mai târziu. Dacă pot să știu și eu pentru ce m-ați oprit. Nu știți de ce v-am oprit? Ia spune tu. Ați fost surprins cu aparatul radar circulând cu 121 de km la oră. Ce este frecvența la Pro FM? Câte amendă? Depășirea cu 50 de km a vitezei maxime admise atrage după sine reținerea permisului auto. Amenda de 380 de lei. Ia repede că mă grăbesc, hai. O să vă rog să vă puneți banii la loc. Eu nu accept așa ceva. Pai, pe valută n-am. Băi, ce faci? Completez procesul verbal în vederea sancționării contravenționale prin suspendarea carnetului de conducător auto. Apoi eliberez dovada cu drept de circulație de 15 zile. Primeze aici la contravenient. Auzi? Și mai dă-te în pula mea.
Ce ai făcut? Ce să fac? Ce? Ce să fie? Bă, tu îți bagi joc de mine? Cum adică? Asta l-ai găsit? E pe listă. Ce listă? Nu ți-am spus că avem o listă. Procedez ca la carte. Ce carte, bă? Cartea junglei. Suntem oameni civilizați. Te duci la el, îi explici. A greșit, plătește. Vă ajutați unul pe altul. Depăși cu mult prea mult. E contravenție serioasă. Eu nu-mi încalc obligațiunile de serviciu conform dorințelor unui suspect. Pentru foloase necuvenite. Sau cum zic unii, mită, șpagă, șperț sau ungerea osii. Băi băieți, de 24 de ani sunt în poliție. Bă, eu de șperț n-am auzit, bă. Îl duc eu la audiște. Ai văzut, băieți? România, Cehoslovacia. Ce sport? Hockey, bă. Bă, te duc undeva? Nu, nu, nu. Ți-am zis, bă, fu-te în gură că ești prost. Băi, ține minte poza după carnetul ăsta. Dacă mi-l mai iei o dată, mă piși pe tine și pe toată familia ta, bă, ai înțeles? Și eu la fel. Ce-a făcut, mă? Băi, tu înțelegi?
Îmi plac sporturile nautice. Ia uite pe unde a întors-o la. A pus-o de oameni de gras. Dăm procese verbale. Dă-mi-le bă o dată. Ilfov 42, Barbu Tudor Barbu. Șeful, e pe listă. Bastion 7. Ai fost la Ilioara? Ia zi, bă, cum e cu șapele ăla. I'm seeing visual back us. Auzi, bă, n-aia ăsta e drăcos. Are semnul de acasă.